Ar putea o civilizație extraterestră să supraviețuiască pe Pământ? Romanul științifico-fantastic Războiul Lumilor de H.G. Wells descrie o invazie apocaliptică a mașinărilor marțiene de război cu scopul eradicării rasei umane. Și încă de când Wells a dat tonul, am văzut o serie de povești similare despre sfârșitul lumii în care omenirea pare că pierde în fața unui inamic extraterestru. Dar este oare planeta noastră chiar atât de vulnerabilă în fața unei invazii extraterestre? În primul rând, ne-ar ajuta dacă ne-am gândit la noi înșine ca fiind extraterestri pentru a explora modul în care am funcționat pe o altă planetă. Perspectivele noastre proprii se bazează foarte mult pe tipul de planetă pe care am merge, dar luând în considerare doar planetele apropiate de noi, perspectivele nu sunt atât de încurajatoare. Cel mai probabil am supraviețui, cu excepția cazului în care am folosit unele tehnologii elaborate de terraformare pentru a construi stații spațiale avansate sau pentru a simula cu precizie mediul de viață de pe Pământ. Acesta este motivul pentru care căutarea în universul larg a planetelor care sunt deja asemănătoare Pământului devine atât de importantă. Chiar dacă ar fi să dăm în mod natural peste o lume cu atmosferă și temperaturile potrivite, pericolul îmbolnăvirii ar fi încă foarte mare. Nu prea știm ce fel de patogeni și otrăvuri s-ar putea ascunde într-o lume extraterestră. Am ajunge în punctul în care am petrece zeci de ani executând misiuni de recunoaștere interplanetară înainte să trimitem vreodată un om în vizită oriunde altundeva. Doar uite-te cât de lent decurge studiul planetei Marte. Ar fi culmea să ne așteptăm ca doar apariția noastră să transforme mediul extraterestru într-un mediu sigur. Deci, probabil, orice extraterestru care ar vizita Pământul, fie el prietenos sau ostil, s-ar confrunta mai mult ca sigur cu aceleași probleme. În caz că se gândesc să invadeze Pământul, ar trebui să se pregătească înainte. Astfel, există riscul ca invazia lor să eșueze din momentul în care sosesc. În egală măsură, dacă au venit în pace, ar trebui să aibă o înțelegere cât mai completă a ceea ce înseamnă Pământul înainte de a apărea. Poate că ar avea mai multe șanse dacă s-ar prezenta cu bune intenții, deoarece am putea întotdeauna să hotărâm să-i ajutăm. Poate este o mișcare riscantă, dar dacă i-am primit și i-am ajutat, ne-ar fi oferită oportunitatea de a construi o relație edificatoare cu o specie unică, inteligentă și avansată. Pentru noi ar însemna cel mai bun studiu de caz științific și chiar ne-ar putea accelera ambițiile proprii în legătură cu spațiul și călătoria interstelară, acordând omenirii acces la tehnologia și inteligența extraterestră. Între timp, pentru extratereștrii, construirea unei legături pozitive cu locuitorii planetei pe care tocmai au sosit ar putea deveni diferența dintre viață și moarte. Cu oamenii care acționează ca ghizi, ar avea cel puțin o șansă mai bună de a înțelege și de a reacționa la condițiile de pe sol. Ajutându-i să supraviețuiască aici, am putea fi mai bine poziționați pentru a supraviețui în altă parte. Dar în timp ce o relație bunăvoitoare și productivă între noi și o rasă necunoscută sună fantastic, doar istoria umană simplă de a spune că acest lucru nu este chiar atât de probabil. Acest lucru este regăsit și în Războiul Lumilor al lui Wells, inspirat parțial din diverse conflicte de-a lungul timpului. Faptul că o formă de viață extraterestră a reușit să ajungă aici dintr-un sistem solar întunecat și îndepărtat ar dezvălui un nivel fenomenal de tehnologie și cunoștințe mult superioare decât orice am putea oferi noi. Așadar, dacă ar transporta arme sau ar avea vreo intenție agresivă, atunci cel mai probabil nu vom fi capabili să ne apărăm împotriva lor în ciuda avantajelor de gazde. Dacă întrebarea este, ar putea o civilizație extraterestră să supraviețuiască războiului de pe Pământ? Atunci răspunsul este cel mai probabil da, în special dacă superioritatea tehnologică echivalează cu victoria pe câmpul de luptă. Un astfel de conflict ar putea chiar să nu aibă loc pe Pământ, aceștia putând alege să țintească planeta noastră de la distanță sau să încercuiască Pământul în loc să aterizeze pe el.
indiferent de intențiile pe care le au, întârzierea acțiunii ar putea deveni foarte importantă în ce privește șansele lor de supraviețuire. Pentru cuceritorii cu arme ar deschide o fereastră de a îndepărta toată viața pământească ce reprezintă o amenințare pentru ei, iar vizitatorii pașnici ar oferi suficient timp pentru a găsi o cale de a comunica cu gazdele lor umane. În ambele cazuri, următoarea mișcare ar fi trimiterea de sonde mecanice și roboți pe suprafață pentru a evita orice risc biologic potențial irreversibil. Deoarece, mai mult decât orice, cea mai mare amenințare a unei civilizații extraterestre pe Pământ este încă boala. Viața organică pe Pământ există de milioane de ani și rămâne până în ziua de astăzi susceptibilă la boală și infecție. Există boli devastatoare pentru care nici măcar noi nu avem tratamente sigure sau vaccinuri. Organizația Mondială a Sănătății listează acum rezistența antimicrobiană ca una dintre cele mai semnificative amenințări la adresa vieții moderne, iar măsurile preventive pe care le avem în vigoare ar putea fi în curând mai puțin eficace. Pentru o rasă extraterestră neadaptată, chiar și problemele noastre de rutină, cum ar fi răceala, de exemplu, s-ar putea dovedi mortale. Și întrucât multe dintre vaccinurile noastre se bazează pe imunitatea de turmă, însemnând că o mulțime de oameni trebuie să le facă înainte ca acestea să funcționeze, rasa extraterestră ar putea să piardă în lupta cu natura înainte de orice altceva. Toate acestea ne fac să tragem concluzia că, dacă războiul ar fi izbucnit între noi și ei, cel mai probabil ar fi o luptă cu arme biologice și nu nucleare. Însă chiar și așa, întrucât istoria umană arată cât de repede pot fi comunitățile șterse când sunt expuse la o boală necunoscută anterior, am fi la fel de sensibili la o boală extraterestră cum ar fi rasa extraterestră la bacteriile și germenii noștri. Problemele cu care o civilizație extraterestră s-ar confrunta pe Pământ sunt teoretic foarte similare cu cele cu care o colonie umană s-ar confrunta în altă parte. Singura diferență majoră este că noi evident știm că există viață cu care cineva s-ar putea confrunta pe planeta noastră. În general, ar trebui să fie sigur că ar putea să supraviețuiască sau să se poată adapta la cele mai fundamentale condiții atmosferice de pe Pământ. Ar trebui să reziste la orice armă pe care rasa umană ar putea o aținti asupra lor. Ar fi un lucru greu de estimat, dar dacă vreodată o rasă extraterestră reușește să călătorească până aici, atunci putem bănui că ar fi mai mult decât pregătiți pentru a rămâne pe termen lung. Tu ce crezi? Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Doza de Spațiu pentru mai multe videoclipuri interesante. Aveți în descriere link-uri către Instagram și Patreon, dar și către celelalte canale ale noastre. O zi superbă vă doresc!